De luni, școlarii și preșcolarii vor relua cursurile. Întrebarea vine în online sau cu prezență fizică? Conform discuțiilor de până acum, se conturează un prag de vaccinare în procent de 60% pentru a, în rândul personalului școlii, pentru a funcționa cu prezență fizică. Deci, repet, în rândul personalului școlii, atât personal didactic, nedidactic, cât și auxiliar. Școlile care depășesc pragul de 60% pot veni de luni cu prezență fizică. Aveți o situație conturată la nivelul județului Călăraș, cu aproximație știți câte unități de învățământ vor începe în online, câte cu prezență fizică? Mai au timp o oră școlile să reactualizeze datele pe care noi le avem de miercuri. Noi credem că stăm destul de bine, în proporție de 80% dintre unitățile de învățământ depășesc procentul de 60%. De exemplu, la Oltenița, la un liceu de renume, m-a informat domnul director puțin mai devreme că au chiar cu 10% mai mult, o să ne raporteze astăzi, cu 10% mai mult față de începutul săptămânii. Adică este în creștere și sperăm chiar să depășim 80% dintre unitățile de învățământ să înceapă școala de luni. Despre testarea elevilor în cadrul unităților de învățământ, ce ne puteți spune? Este obligatorie, doar cu acordul părinților? Cum se va face? Acordul părinților în continuare. Ordinul comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății, ultimul emis este numărul 5338 din 1 octombrie 2021. Am înțeles că nu va suferi foarte mari modificări. Singurul criteriu care se va adăuga la acest ordin este rata de vaccinare în rândul personalului școlii. În rest, prevederile de acolo rămân în vigoare și aceasta cu testarea, cu acordul părinților. Elevii, de unde vor ști cum încep școala de luni? Veți posta o situație pe site-ul inspectoratului sau cum veți proceda? Sigur. La ora 14 este termen ca școlile să ne raporteze rata de vaccinare și să vedem unde sunt modificări. Deja vă spuneam că vom avea modificări. Postăm pe site, apoi școlile întâlnesc Consiliul de Administrație și emit hotărâri pe care le trimit către noi. Noi centralizăm la nivel de județ și noi intrăm către CJSU. Și deci, până diseară, ei vor ști, și afișăm și pe site, ei vor ști cu siguranță. Voiam să vă spun că mai există și lucruri bune, chiar dacă sunt atâtea turbulențe la nivel național din punct de vedere politic. Mă uitam pe rata incidenței la nivel de județ. Există clar un trend descrescător. După ceva timp am scăzut sub 2000 de cazuri de COVID la nivel de județ, cu 6,52 la mie. Asta înseamnă că aproape jumătate dintre localitățile județului, școlile pot începe de luni cu prezență fizică, bineînțeles, așteptând și Ordinul Comun al Ministerului Educației Naționale și Ministerului Sănătății, așa cum a relatat aseară domnul Căpeanu, ați văzut și dumneavoastră. Asta e o veste bună. Din punct de vedere al sistemului sanitar, în continuare, situația este delicată, dar noi sperăm că în următoarele două săptămâni și numărul internaților în ATI, cei în stare gravă, să scadă substanțial. Domnule prefect, aveți idee testele de salivă care vor veni în școli și am auzit la domnul ministru al educației că vor fi făcute de către elevi și de către cadrele didactice. Aveți idee, vor fi obligatorii sau e tot așa cineva? Eu n-am auzit să fie obligatorii, dar știu că se ține cont că prezența fizică orele se vor ține cu prezența fizică, ținând cont și de rata vaccinării a personalului care deservește unitatea școlară respectivă. Auzeam că ar fi undeva la peste 60% stabilit, într-un fel. Și atunci, clar că cei care trebuie să vaccineze încă să o facă, există o listă și foarte multe unități școlare unde rata vaccinării personalului este peste 60%, se va actualiza astăzi, am vorbit cu inspectorul școlar general în sensul ăsta, să o aducem la zi. Asta înseamnă că până luni mai intră și alte unități școlare unde ar putea începe activitatea școlară cu prezență fizică.
Vă așteptați la creșterea numărului de cazuri odată cu reluarea cursurilor? Dacă este posibil, vom vedea. Din ce spun specialiștii, așteptăm totuși ca trendul să se păstreze descrescător. Dacă rata vaccinării va fi, eu știu, deși a scăzut foarte tare, din păcate, totuși să fie la un nivel rezonabil, s-ar putea ca la nivel, în nivel total să nu vedem o creștere. Cel puțin în perioada următoare. Toată lumea așteaptă ca începând de la 1 decembrie să revenim undeva cu numărul noi de cazuri de infectare și cu numărul pacienților internați la ATI mult mai jos decât suntem acum. Este posibil. Dar vedeți că e și o condiție. La peste 6 la mie, școala se va desfășura online, indiferent de rata de vaccinare a personalului care deservește unitatea școlară. Deci sunt două condiții. Ca rata să fie sub 6 la mie și ca rata vaccinării personal să fie peste 60%. Tocmai de asta probabil s-au gândit specialiștii de a limita foarte tare posibilă răspândirea virusului. Și în momentul de față, câte localități începe școala online? Ținând cont de rata de incidență. Păi, întâi să așteptăm ordinul comun, doar a fost o discuție. La peste 6 la mie e online, la între 3 și 6 la mie, la decizia Consiliului de Administrație din școli, sub 3 la mie, automat cu prezență fizică. Nu avem încă toată lista și nu avem ordinul comun. Eu v-am spus că ar fi posibil ca, ținând cont de rata infectării, ca în jumate din localități ar putea începe și cu prezență fizică. Astăzi când m-a întrebat, nu pot să vă spun exact unde. Aveți idee câte cadre didactice din bibliotecă care au vaccinat COVID? Am înțeles. Asta a fost o discuție pe care am avut-o cu doamna inspector școlar general în urmă cu o săptămână. Și domnia sa mi-a spus că peste 60% la nivel global dintre profesori și personalul care deservește s-ar fi vaccinat. Dacă vreți o cifră exactă, v-aș ruga să vă adresați inspectoratul școlar, cu siguranță au și cifra exactă. Dar știu că rata este peste 60% la nivelul județului Călăraș, ceea ce e în regulă. Dar, din păcate, încă mai sunt unități școlare unde rata vaccinării e sub 60%.